n-am soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine, pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit. Vă spune Emil Badea, sunt cu zâmbetul pe buze pentru că nu pot să fiu altfel, mai ales în compania invitaților care îi am astă seară alături de mine. Ați văzut pe crolul emisiunii televiziunii noastre despre cine este vorba, așa că o să trec direct la subiect pentru că avem mult de cântat astă seară și, de ce nu, mult și de calitate. Nu uitați că puteți intra în legătură directă cu noi la 0353414410 pentru a transmite urări de bine și tot ce vreți dumneavoastră celor de acasă, dar de ce nu domnului Vasile Ciobanu și Ninei Predescu, pentru că astă seară suntem aici să sărbătorim pe Vasile Ciobanu. Vasile a împlinit o frumoasă vârstă. Ne tot chinuim de câteva zile să aflăm ce vârstă am împlinit și nu, dar ne, nu spune. Ne spune. Nu, trebuie să aflați pe internet. Dați pe Google și aflați. Bine ați venit în emisiunea mea, dragii mei. Mă bucur să fim împreună astă seară aici. Telefonul nostru deja a sunat, nici nu avem timp să vorbim prea Ai mult. Ai promis că vorbim mai puțin, cântăm mai mult și vorbim cu telespectatorii. Da, bine, hai să luăm direct un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Badea! Să rămână! Vreau să vă respect și pentru invitații dumneavoastră, zic, un bun venit și ne aduce numai invitat special. Astă seara am invitat de fală! Da, din Reghin, mă bucur că i-ați adus pe acei doi interpreți de frunte a cântecului popular. Îi iubesc pe toți interpreții. Indiferent din ce zonă sunt, mie îmi plac, dar în special pe ei. Mai ales pe doamna Nina și pe domnul Vasile, iar la fel, au și duiete. Eu, Veronica de la Bumbeni și... Da, doamna Veronica, urați-i la mulți ani lui Vasile, că am plinit 25 de ani. Pe un picior. Și vreau să dau dedicații pentru nefacelul meu, tărăt care e boxior, e campion european la box, și da, pentru fica lui, Indri Chirana Patricia, e o străbunică, eu sunt străbunica ei. Te-a fi sănătoasă. Pentru nepoțica mea din Turcia, care s-a născut în Turcia, domnul Emil, este acolo de 16 ani născută. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Vă urez multă sănătate, succes în activitate și dumneavoastră și la oaspeții care aduceți în fața voastră invitații de onoare, pe toți și pe domnul Șerban, iar la fel îl iubesc și îl respect. Așa a adus pe nașul, pe Vasile Cătărețu, a jucat de matopit. Vreau și seara asta, mă simt ca la 20 de ani, cum e. Vă rog să-mi dați melodie. Astă seară, dacă auziți, dacă aseară a jucat la domnul Vasile și la doamna Nuții Tapotă, așa s-au slăbit puțin opincile, astă seară cred că se rup. Nu, da, domnul Vasile, da. Se rupă, că cumpăr altele, domnul. Așa. Eu sunt învățată, domnule, cu muzica, și că eu dar nici lui doamna Claudia Toropu multă sănătate și o iubesc din suflet, pentru că pentru mine este o persoană importantă. M-a dus, s-am făcut un videoclip cu domnul George Luca. Cine te-a dus? Claudia. Doamna Claudia Toropu, profesoara de muzică. Mă mai liniști dacă te-a dus ea. M-a dus și am făcut un videoclip cu domnul George Luca. Și iubesc toți interpreții dumneavoastră și toți pe care aduceți și pe dumneavoastră personal, vă dedic mulțumim frumos toate melodiile. Mulțumim.
Mulțumim, să rămână. Să rămână o seară frumoasă. Mergem așa mai în viteză, că ziserăm că avem mult de cântat astă seară. Vasile, cum te simți la 25 de ani, 26? Când 25 de ani pe un picior. Uite, să știi că eu niciodată nu mi-am ascuns vârsta. Eu am împlinit 47 de ani, sunt anii mei. Mulți înainte, așa că vreau să îmbătrânesc frumos și cu minte în cap. Cred că mai sunt încă în putere și... Păi, și mai pot și cânta bine. Într-un cânt te zic cu dușmanii care au nebunică, mai pot cânta încă bine. Ce vrea Dumnezeu de acum încolo? Am un proiect și cu Nina Predescu anul acesta să face câteva, să ne mai duelăm, că nu ne-am mai duelat de vreo 8 ani. Aia vreau să spun, nu v-ați mai duelat de mult. Anul ăsta te-ai mai duelat și tu. M-am mai duelat și eu un pic cu ea. Foarte bine. Anul ăsta o să ne duelăm amândoi. Sunt convins că o să fie un material super. Abia așteptăm să vedem despre ce e vorba. Și bineînțeles că vă mult promisiunea de acum că trebuie neapărat să veniți aici prima dată să afle toată lumea. Cu cea mai mare plăcere. Pentru că în Târgu Jiu am lansat de fiecare dată când am imprimat un album și l-am scos pe piață, în Târgu Jiu a fost deschiderea. Mi-amintesc că acum 16-17 ani debutul meu a fost aici în Târgu Jiu. Nu mai pășisem niciodată într-o televiziune și atunci m-a invitat Codruța Florescu. Cred că o știți. Pe care o salutăm, da, și mulțumesc din suflet. A avut mână bună. Și toal, câte amintiri. Prima emisiune mi-a rămas imprimată în memorie. Celelalte nu, dar prima a fost și va rămâne în memorie. Mă bucur că te leagă amintiri frumoase și debutul carierei tale de Târgu Jiu. Telespectatorii noștri de la Accent TV, să știți că vă iubesc foarte mult pe amândoi și sunteți mereu prezenți în programul televiziunii noastre prin videoclipurile frumoase care le avem. Și ne mândrim cu faptul că veniți la noi aici în emisiune, iar eu personal mă mândresc cu faptul că sunt prieten cu voi și vă mulțumesc din toată inima. O să mergem mai departe, să începem cu cântecul. Sper că o să înceapă... Noi avem și cântece și singuri, câteva cântece, dar avem, da, și duete. Toate cântecele să fie pentru cei care urmăresc Accent TV și cei care iubesc cântecele mele și ale Ninei Predescu și de ce nu și ale tale. Mulțumesc din suflet. Hai de regia, rog băieții să pregătească cântecul, să vedem despre ce este vorba. Între timp, nu uitați că ne puteți urmări și pe internet pe www.accenttv.ro/live oriunde în lume. Acolo este și secțiunea pe mobil. Puteți să ne vizionați și pe mobil oriunde. Vasile Ciobanu. Mama verde, am suflet bun și și-am la inimă spun. Și-am strâns, am cheltuit lume, am făcut ce mi-a plăcut. Și-am ținut la mine în brață lume, nu-mi pare rău încă o viață. Le-am dat-o și și-au dorit, le-am dat-o și-am putut da lume, bani aveți și inima. Le-am dat sufletul din mine lume și-acum tot lor nu-i bine. Așa repede a uitat lume, de mult am ajutat. Rău dacă le-aș fi făcut lume, nu m-ar fi uitat nici când. Așa repede a uitat lume, de mult am ajutat. Rău dacă le-aș fi făcut lume, nu m-ar fi uitat nici când.
dușmanilor mei care mă vorbesc pe mine. Dă-le, Doamne, bani și averi, dar scurtează-le din zile, că nu mă vorbește lumea care mă cunoaște bine. Mă vorbesc cu oameni de-i răi care nu au loc de mine. Să vadă că mor. Nu mai sunt ca altă dată, când spuneau că sunt al lor. Când eram bun și le dam, nu-mi treceau pe prinainte. Și acum de rău mă vorbesc, adu-le, Doamne, aminte. Trăiesc așa cum sunt, să-mi dai, Doamne, mie zile, la câți bine am făcut. Că dacă am sănătate, trăiesc fericit și bine. Nu mă bucur la averi, ci nu dușmănesc pe nimeni. Că dacă am sănătate, trăiesc fericit și bine. Nu mă bucur la averi, ci nu dușmănesc pe nimeni. Că-i mai subțire ca ața, că-i mai subțire ca ața. Zi și noapte și-ar petrece, că nu știe ce să alege. Zi și noapte și-ar petrece, că nu știe ce să alege. Geaba mănânc, geaba la parale strâng. Cam ajuns să suflu-n vânt pentru-n pustiu de iubit. Eram tânăr ca frăcuța, dar m-am bătrânit mândruța-n bătrân. Ioar și pe ea, ca pe mine dragostea mai. Dar zând și n-aș sări să te sting, și n-aș sări să te sting mai. Aș mai pune un braț de paie ca să arzi cu bâlbătaie. Aș mai pune un braț de paie ca să arzi cu bâlbătaie. Lai la lai la lai la lai la lai la lai la la lai la lai la lai la lai la lai la la lai la lai la lai la la lai 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 la la lai la lai la lai la lai la la lai la Am revenit, dragii mei,
l-am ascultat pe Vasile Ciobanu cu trei piese frumoase, aceasta din urmă o piesă veche, dar frumoasă. Da, și imprimată, și mai de mult imprimată de acum 13 ani, dar pe care am promovat-o, chiar cred că nu prea am promovat-o, fiind... Cred că atunci, când am imprimat-o, nu prea mă regăseam eu în... În ea și acum, odată trecând timpul... Da. Sunt piese care, de exemplu, și pe primul album, nu mă regăseam eu, fiind tânăr atunci totuși, acum 17 și ani. Și acum ești tânăr, dar mai trece vreme. Nu știu de ce tânărești. Sunt câte ce care nu m-am regăsit în ele, dar acum îmi prind atât de bine și le pot fiecare cânte care etapa lui. Așa și... este. Tu le pui foarte frumos în valoare. Cu cine? Unde au fost aceste... Vreau să spun că debutul l-am avut cu maestru Aurel Blondea, primii 4 ani și primele 3 albume. Pe care îl salutăm, cred că se uită astăzi seara. După colaborarea cu maestru Aurel Blondea, toate celelalte albume, până la 12, 8 în totalitate, le-am avut cu maestru Marcel Parnica, o colaborare atât de frumoasă și o colaborare de peste 10 ani și cred că o să rămân în continuare pentru că sunt obișnuit cum orchestrează dumnealui și ne-am legat așa. Ți-a intrat la suflet și ți-a prins stilul, cum să spune. Exact. Și este mare lucru când se leagă când se face conexiunea între dirijor și interpret. Este de ajuns să-i spun, maestre, uite, așa. Totodată îl și sunam, uite, mă interesează așa, cum să nu mă asculta? Și mie îmi cădea foarte bine că îmi asculta doleanțele mele. Păi este foarte important pentru un solist să fie ascultat totuși de dirijori. Ei, mai... unii dirijori zic că e bine totuși să facem cum... Cum spun dumnealor, dar exact ce vorbim mai înainte, dacă nu simt piesa... Da, o cânti mecanic. O lași acolo și o pui în sertar. Îi aud cântând cum le-au primit linia melodică și o... Așa o cântă, nu... Nu trec prin filtrul sufletului. Exact. Mai avem un telefon, alo, bună seara! Bună seara! Salut, bună! Bună seara! Bună seara și invitațiilor dumneavoastră frumos! Bună Nina seara. Predescu bună și seara. Vasile Ciobanu! La mulți ani lui domnul Vasile Ciobanu! Mulțumesc frumos! Multă sănătate! Mult succes pe drumul cântecului popular! Sunteți doi frumoși! Mulțumim, și cu domnul Emil Badea, trei frumos. Și mai frumos. Sunteți, parcă sunteți în tablou. Păi, vedeți ce bine stă luninica lângă noi, uite așa, între doi. Da, între dumneavoastră, da. Da. Da, și pe alt post m-am văzut. Păi ne ducem pe toate posturile, până să plictisește lumea de noi. Păi da, domnul Emil Badea, ziua lui Ileana Lăceanu, când spune... sârba aia cu... Tine ți-ai dracu dușmani. Ați văzut cum am luat sârba înainte, așa? Vai, da. Și când ați cântat ultimul cântec de Sadat Moldoveanca lângă dumneavoastră. Mai încet, hai să sărim mai departe, că ne aude doamna. Nu mai spuneți că să uite nevastă mea la noi. Da, haideți să vorbim. Acolo nu m-a văzut. Așa și interpreți, nu trebuie să fie... Acasă, așa sunt, să dau unii pe lângă alții. Păi da, că toți sunt frumoși. Așa, doamnă, așa. Mai glumim că... Da. Apoi da, nevastă mea când m-a luat, a știut ea ce șea la bătătură. Dumneavoastră. Cum? Doamna, dumneavoastră nu trebuie să se supere, să se mândrească cu dumneavoastră. Aia spuneam acum că atunci când m-a luat, a știut ea ce șea la bătătură. Păi da. Trebuie să aibă încredere. Da, doamna, are. Așa e. Dedicați cuiva cântecele lui Vasile da, și lui... Da, nepoțelul meu face 10 anișori pe 23 februarie. Mamaia urează la mulți ani, multă sănătate. La mulți ani și din partea noastră. Să-mi lăsă carte lângă părinții lui. Da. Băiatului meu, nurorii mele, fieții mele, luginerile lui nepoțica mea, la familia Diaconescu, doamna doctoră, cu domnul Marius din Târgu Jiu, domnul Marius are o mare fabrică de mobilă acolo la dumneavoastră, la Târgu Jiu, mi-a făcut un dormitor de... Intru cu drag în dormitor. Da, foarte bine. Să-i spune să vină să ne facă și nouă cât un dormitor. Din seara de astă seară.
Și doamna doctoră mă face să fiu frumoasă cu gura. Bine, da. Da. Sunteți niște frumoși. Mulțumim. Mulțumim frumos. Mulțumim. Pentru apreciere. Să mai veniți și la noi la Gorj, că acest post de televiziune e foarte vizionat de noi telespectatori. Cu cea mai mare, o să ținem de Emil și o să stresăm până ne aduce în neștire la Târgu Jiu. Păi chiar vă rog, domnul Vasile. Ai auzit, Emil? Trebuie să ne aduce o dată la două săptămâni, a zis doamna. La Gorj, numai pe noi să ne aducă. Numai frunzile nu cântă. Păi așa e. Așa, doamna, așa. Bine, mulțumim frumos pentru aprecieri. Mulțumim, să rămână o seară frumoasă. Seară frumoasă. Să rămână. Uite că sunt telespectatori și mai tineri și mai în vârstă, da, care... pe care e obișnuit cu muzică și cu interpreții iubiți de public și îi așteaptă fiecare seară, că știu că începe emisiunea. Mi-am dorit din tot sufletul atunci când m-am implicat în proiectul ăsta, pentru că așa cum am mai spus, aveam și altele de făcut, dar mi-am dorit din toată inima să nu crezi că te-ai înhămat la ceva ușor. Nu e ușor deloc. Să nu crezi că te-ai înhămat la ceva ușor. Nu este ușor deloc, simt asta pe pielea mea, dar când faci ceea ce îți place, merge așa ușor. E. Și mi-e drag foarte mult să mă întâlnesc cu oameni dragi, cu prieteni de cântec și colegi de cântec. Despuneați că în viitor apropiat publicul trebuie să se aștepte la ceva nou, frumos. E surpriza lui Vasile, el o să facă tot materialul. Da? Așa a propus, da. El, deci Vasile Ciobanul, textier, lini melodice, tot. Nu chiar, o să fie o să și Nina implicată, dar noi așa am lucrat amândoi, a lucrat cel mai mult la texte, eu la liniile melodice. Haide că vorbim după asta, mai luăm un telefon, să nu zică oamenii că ținem prea mult. Alo, bună seara! Să trăiți, domnul Emil! Cu respect! Să rămână doamna Nina! Bună seara! Să trăiți, domnul Șoban! Vă salut! Ion Racoceanu din Comuna Sfântului, mă numesc. Să trăiți, domnul Ion! Bun venit! Bun găsit! Mă bucur mult de tot, pentru că o văd pe doamna Nina și intru în direct cu dânsa, ați mai vorbit odată, că mai vorbit odată. Am mai vorbit odată? Vreți mai cu mine? Nu se poate mai cu mine. Nu, că dumneavoastră era în studio atunci. Da. Acum vorbim toți trei. Atunci erai singur aici. Da. Atunci era cu domnul Emil. Da. Acum Lorenz pe Vasile. Deci mai fi și singur. Da, din păcate. Mă bucur mult de tot că-i văd amândoi. Asta seară îl sărbătorim pe domnul Vasile Ciobanu, este ziua dumnealui și uite, a venit... Ne-a dus țuică de prună de la Maluvăt. Da, să... Stai că ne ia miliția după aia de când plecăm, ne ia permisele. Da, să nu bezi mult, că alcoolul dăunează grav sănătății. Uite, ne-a adus ceva și de beut, ne-a adus ceva și de mâncat. Că el le-a plămădit, a făcut niște prăjituri. Toată noaptea a făcut la ele. Deci, ne-a omenit. Deja eu îi transmit multă sănătate, fericire și noroc. Vă mulțumesc. Să aibă în viață. Mulțumesc. Și mult succes în activitatea pe care o desfășoară. Să cât o vrea Dumnezeu, cât mă ține puterile și glasul. Exact, că fără puterea Dumnezeu nu putem să facem niciun absolut nimic. Așa este. Așa. Și pe data de 5 februarie a fost ziua fetei mele, care se numește Claudia Popescu. La mulți ani, că e vărsătoare, ca mine. La mulți ani. Așa. Și eu tot vărsător. O familie de vărsători. Așa, și vreau ca cântece de seara asta să îi dedic și fetei mele, că e fata mea cea dragă. Să vă trăiască, să vă bucurați de ea și să ajungeți mare socru mic. Mulțumesc mult de tot. Am și nepoți, am și trei nepoți. Să vă trăiască. Atunci sunteți un mare socru mic. Da, sunt. A fost de mult. Da. Dacă am trei nepoți, vă dați seama. Da, așa este. Să fiți sănătos. Înseamnă că sunteți un străbunic tânăr, că la voce așa nu păreți așa chiar în vârstă. În etate. N-am decât 71 de ani. Mulți înainte. N-aveți mult. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Să trăiți 1000 de ani. Așa uniți la toți. La toți interpreții de muzică populară, după ce își termină cântecul, și la toți moderatorii, numai așa le transmit. 1000 de ani le dau din partea mea, că doar nu le dau. Așa!
Eu așa le urez la toți. 1000 de ani să trăiască. Doar nu vă doare gura. Dar cum să vă doare gura? Doamne. Nu, dar doamna Nina, să știți că zic treaba asta din suflet, zic treaba asta. Mulțumim, să vă audă Dumnezeu. Nu 1000, dar măcar 100. Normal și 100. Bine, dacă ne urați la toți interpreții, s-ar putea să fie mai mult de 1000. Vă spun pe cuvântul meu de om că așa le urez la toți 1000. Și eu adică mie îmi urez să trăiesc 100, dar să fiu în putere cum sunt și acum. Doamne ajută! Vă mulțumim pentru telefonul noastră. Spuneți, vă rog, dacă mai aveți ceva de spus. Nu, eu așa mult ce de spus, dar poate mai intre șanse de fi. Am vrea să-i pun mai mult să cânte pe invitații mei de astă seară. Să cânte din regie, să știe să ne pună și piesele Ninei. Da. Vă mulțumim pentru telefon. O seară. Cu plăcere și multă sănătate vă doresc la toți trei și la tot poporul român. Mulțumim, Doamne ajută! Mulțumim, o să rog pe colegii mei să caute trei piese cu Nina Predescu. Să vedem. Sper că mi-a adus cântece frumoase de acolo, de pe coline de fac și dor. Toate pentru tine, dedicație specială. Bine. Haideți să ne pregătim să ascultăm în continuare pe îndrăgita Nina Predescu. Astă seara aici alături de mine și de Vasile Ciobanu, care este sărbătoritul serii. Și care a venit într-un costum autentic. Da, a venit și Nina. Și pentru cuvintele frumoase și folclorice. Și cam vechi. Da. Foarte frumos costumul doamnei Nina. Haideți să îl vedem în toată splendoarea lui. Pane luna sărată, au puiule, a,
să mă vadă, puiule, să saltăm o plin de floare, puiule, să mai fac o încercare, puiule, până luna se arată, puiule, și ne-naiba să mă vadă, puiule. Nu mai știu unde ai dormit și nici vorba ce-ai iubit. Cum putuși, nana, să uiți, cum putuși, nana, să uiți, că murei să mă saruți, că murei să mă saruți. Sarei câte o sarutare și-mi spune-i tot ce te doare. Și nu zic că nu-mi-i bine, și nu zic că nu-mi-i bine, ți-aș spune că nu-s acasă, inimioara nu mă lasă. Nana, nu ce-o-i mai cregea, nana, nu ce-o-i mai cregea, până când nu ce-o-i vegea, până când nu ce-o-i vegea. Că ce e o părere de rău și că murge dorul meu. Că ce e o părere de rău și că murge dorul meu. Ați vrea să nu mai am bani, of, și iară, of. Am eu părul la frunte, of, și iară, of. Dar vă bucurăți preiute, of, și iară, of. Lasă, lasă, nu-i nimic ca o inima mea. Am îmbătrânit un pic ca o inima mea. Dar mintea tot mă ajută la o inima mea. Și mor dușmanii de șudă la o inimă. Dușmanii mei vreo doi, trei, of, și iară, of, m-au vândut pe câțiva lei, of, și iară, of, cât le-am dat și le-a fost bine, of, și iară, of, au râs și-au glumit cu mine, of, și iară, of, lasă, lasă, nu-i nimic ca o inima mea, am îmbătrânit un pic ca o inima mea. Dar mintea tot mă ajută la o inimă la, și mor dușmanii de șudă la o inimă la. Doar nu ei mă ferișesc, of, și iară, of. I-aș da nici dumaș uita, of, și iară, of. Sănătatea ce mi-aș păstra, of, și iară, of. Lasă, lasă, nu-i nimic, o inima mea.
Am îmbătrânit un pic, au inima mea, dar mintea tot mă ajută, au inima mea. Și mor dușmanii de șută, au inima mea. Dar nici nu ne nu mă lăsă of și e greu of. Deși ar cheltui toți mânii of și e greu of. Că m-a sfârșit dușmânii of și e greu of. Lasă, lasă, nu-i nimic, au inima mea. Am îmbătrânit un pic, au inima mea. Dar mintea tot mă ajută, au inima mea. Și mor dușmanii de șudă, au inima. Lasă, lasă, nu-i nimic, au inima mea. Am îmbătrânit un pic, au inima mea. Dar mintea tot mă ajută, au inima. Și mor dușmanii de șudă, au inima. Foarte frumos cum fac. Foarte frumoase aceste cântece. Cam ai dușmani cântece. Mulți. Era pentru tine acest cântec. Păi cum? Dacă eram dușmanul tău, nu făceai pentru cum... dușmanii tăi. Ah, pentru... Ți-am spus că eu ți-am adus cântece. Nu am dușmani. Nu aveți. Nu. Fericitule. Nu e fericit. Nu, nu am dușmani. Să-ți trăiască dușmanii atunci. Dacă nu ba, ai, ești fericit. La urmă, dacă... Iar dacă am și nu știu... Dacă avem să ne trăiască, dacă nu... Să fie... Treaba lor. Să fie sănătoși. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că asta este, din asta trăiesc televiziunile. Dar nu plecați prea departe, pentru că imediat după 2-3 minuțele de publicitate o să intrăm în forță cu 3 duete frumoase, Vasile Ciobanu și Nina Predescu, așa cum n-ați mai văzut dumneavoastră niciodată. Rămâneți aici! La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Dacă ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele, situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central. Liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2 sau la numărul de telefon 0253 211 085. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Patiseria Francisc.
din ingrediente selecționate și respectând cu strictețe tainele și rețetele vechilor patiserii francezi, Patiseria Francisc, situată în Târgu Jiu, strada 30 decembrie, numărul 4A, lângă restaurantul Dorexim, vă așteaptă cu produse proaspete din patiseria franceză, realizate în laboratorul propriu. Și nu ratați oferta noastră zilnică. Dacă alegeți să beți cafeaua la Patiseria Francisc până la ora 12, veți primi din partea noastră un croissant gratuit. Patiseria Francisc încearcă gustul desăvârșit al produselor de patiserie franțuzești. Vizitează-ne și vei rămâne cu un gust plăcut. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcis numărul 35. Max, pentru casa ta! Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, mințe de grâu, triticale și orz import Germania, marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. N-aș mai zice, mai dă-mi, Doamne.
garofiță, cu paternei canguriță. N-o vine că supărate că n-am stat la sărutat. N-o vine că supărate că n-am stat la sărutat. Că de seară dacă aș sta și mai bine ți-ar părea. Păsărică după luncă, zboară tu ca o nălucă. Păsărică după luncă, zboară tu ca o nălucă. Spune-i lume de la sărie să nu mai țină mânie, să-mi dea ochișorii mie, să-mi dea ochișorii mie. Spune-i lumândra să vie, să-mi dea ochișorii mie, să nu mai țină mânie, să-mi dea ochișorii mie. Stai tristă, turturea, și când speri inima mea, printre crengile de dus, nu ce vezi, doar ce auzi, cât-i pădurea de mare, tragea boală când s-a jale. Degeaba-i vară, degeaba-i soare, eu mă jelui, frațoare. Căge pe un vârf înalt, turturii lumii a zburat, nu mai pot cânta frumos, că s-a dus și e dus a fost. Că m-a lăsat mândra mea, de sub crengile de fag i-a căzut al tu mai drag. Cu el în lume-i plecată, nu știu de o mai văd vreodată. Eu prin viața așa tracui, am scos opt rânduri ce pui.
să fac? Acu-s bătrână, ce cântă în ramurică, lângă altă dorăturică. De-o fi rău, ori de-o fi bine, fiți în locul lângă mine, că ești în pădurea, totuși dorăturică. Eu nu zinovat, Dituzeu, Dituzeu, că și tu mândră m-ai ajutat. Cu ochii mai geochiat, cu gura mai sărutat, spune mândră cine-i vinovat. Vinovată eu nu sunt, că și ție ți-o placut, dragoste așa mă înșepu. Parcă-i fi un copilaș, ce ți-a prins cocușilaș, parcă-i fi un copilaș. Eu nu zinovat, Dituzeu, Dituzeu, că și tu mândră m-ai ajutat. Eu nu zinovat, Dituzeu, Dituzeu, că și tu mândră m-ai ajutat. Cu ochii mai geochiat, cu gura mai sărutat, spune-mi mândră cine-i vinovat. Vinovată eu nu sunt, că și ție ți-o placut, dragoste așa mă înșepun. Dituzeu, Dituzeu, că și tu mândră m-ai ajutat. Eu nu zinovat, Dituzeu, Dituzeu, că și tu mândră m-ai ajutat. Cu ochii mai geochiat, cu gura mai sărutat, spune-mi mândră cine-i vinovat. Vinovată eu nu sunt, că și ție ți-o placut, dragoste așa mă înșepu. Am revenit, dragii mei, numai voie bună aici, artiști adevărați, ce să mai... Trebuie să recunosc că piesa asta îmi aduce aminte de vremuri frumoase în care... Și nouă. Mai ales că cu această piesă am debutat noi. Și pe care Aurel Blondea a făcut-o frumoasă. Da, așa este, orchestrată de maestru Aurel Blondea. Îmi amintesc că eu nu eram chiar așa unde sunt astăzi și vă admiram cu drag pe toate scenele. Mă bucur că ți-am fost modeli amândoi. Mi-a fost, dragi, îmi spun colegii mei că am lavaliera pusă, dar... Nu se aude. Nu se aude, da? Se aude acum bine? E ok? Să știi că întotdeauna, dacă nu-ți merge lavaliera, devine sunt doar regizorii. Da, devine este regia. Da. Asta denotă faptul că suntem în direct, pentru că în direct se mai întâmplă și din asta. Acum se aude bine, da? Da, spuneam că mi-amintesc cu drag perioada în care... Am lansat această melodie. Ați lansat această melodie și vă urmăream și vă... Priveam cu drag. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
Bună seara! Bună seara! Bună seara! Noastră, ați văzut ce aici în studio la noi? Da, am văzut și asta ce... vreau și eu tot. Ce se distrează oamenii ăștia, ce ne distrăm aici pe... Numai... Mă bucur foarte mult să vă distrați. Și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne urmăriți. Da. Mă numesc Vasile Rodica, de la Popluia, Tismana Gol. Să română. Așa, și mă bucur foarte mult pentru invitații dumneavoastră. Și eu mă bucur. Îi doresc lui domnul Vasile Ciobanu anul și fericit și lui doamna Nina Predescu. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Ea a fost ziua ei luna trecută. A, e, acum nu știu. Și vreau să niște, alo, vreau niște dedicații. În primul rând pentru nepoțelul meu, Dumitru Iulian Valentin, care pe 13 februarie face o frumoasă vârstă, adică împlinește 8 ani. E vărsător ca mine. La mulți ani. Da, la mulți ani. Da. Și pentru părinții lui Ovidiu și Basilica. Să-i trăiască părinții. Da, și pentru soțul meu, Titi, și pentru mine, și doresc toate melodiile din asta seară să fie pentru familia noastră. Să fie toată mapa muzicală. Doamne ajută! Da, toată mapa muzicală, mă bucur mult! Și pentru sora mea, Mariola Guran. Să fie și pentru sora. Da. Mulțumim frumos! Mulțumesc mult! Și la revedere, mulțumim. Multă sănătate! Vă mulțumim! La revedere din asta, la fel, multă sănătate! Rămâneți alături de noi, da? Aș vrea să-mi dai voie mie să dau și eu câteva dedicații. Aș vrea prima dată să-i spun să rămână nașe mele Carmen, de aici din Târgu Jiu. O salutăm și noi! Să o salut pe prietena mea Cristina de la radio și... Pe doamna Cristina Mateaș o salutăm! Așa, o salut și pe ea. Pe toți colegii noștri de aici din Târgu Jiu, prieteni și cunoștințe, să-i spunem la mulți ani și netei soare, că a fost acum 10 zile. Și lui Ileana Lăceanu, că a fost ziua ei ieri. Și doamna Ileana Lăceanu, i-am zis la început. A fost ziua ei de naștere, este tot o vărsătoare ca și mine, neta soare, și un om deosebit. O aștept și pe doamna neta soare și aici. Și soțului tău, John, care este tot vărsător. A fost la începutul lunii, la fel ca nepoțelul meu și la fel ca tatălui meu, care a fost pe 1 februarie. Și nu mai sărbătorim. Și mâine seara am un sărbătorit la Runcu, lui Ionuț Pârvan. Merg mâine seara să-l sărbătoresc pentru împlinirea 18 cred, ani. Cred că a scris aici pe vreau pe Facebook. Să dedic toată emisiunea și părinților Ninei, pe care îi cunosc, în special pentru taica. Este vărsător ca și mine. Da. Și tuturor negoieștenilor. Știu că la tine se prinde televiziunea, la Malovăță nu se prinde. Pe toată zona, inclusiv la Baia de Aramă, la Apa Neagră, peste tot. O să-l pun pe Emil în legătură cu primarul de la Malovăță, să pună și acolo televiziunea. Doamne ajută, păi, dar noi este suntem... Este un primar de vârsta noastră și este un primar atât de harnic și a fost ales cu toată simpatia. Dacă poate să ne faciliteze acest lucru, ar fi păcat, pentru că noi susținem foarte mult cântecul din Mehedin și ar fi păcat să nu ne prindem și acolo. Da. Mai ales că este foarte iubit cântecul în Mehedin și cel gorjenesc, pentru că în Mehedin s-a cântat foarte mult gorjenesc. De la Drobeta Turnu Severin sunt colaboratorii tăi. Da. Și acolo nu este recepționat. Să-l salutăm pe Nicu Fâci, prietenul nostru. Avem un contract care... Nicu, am vorbit cu el, este la Severin. Trebuie să intre și pe acolo, pe zonă, pe Severin, dar să vedem când... Da, o salutăm și pe doamna Alice, cu care noi am lucrat ani de zile. O salut și eu, vreau să vorbesc mai târziu de Alice Vârjan. Este omul care ne-a deschis drumul către public. Ca de altfel și domnul Ijac, cu care am început noi prima noastră colaborare. Era o echipă foarte puternică și un brand extraordinar de mare. Și, și pe toți instrumentiștii de aici din Gorj, pentru că noi, majoritatea albumele noastre, am avut alături Orchestra Doina Gorjului. Și nu numai, și de la Vâlcea, explicam lui Emil în pauză că noi am avut o formă cu care am imprimat ani de zile la rândul. Da. De-a rândul. Asta vorbeam în pauză aici, cum era viața înainte, cum se imprimau înainte, cum era înregistrările înainte și ce viață era, cum
Parcă era lumea mai legată. Mi-amintesc că imprimam cu texte care nu le aveam pregătite. Și după aceea mergeam și le schimbam. Cântam aiureli, ca să cânt ceva. Și după aceea, la suprapus, ne duceam cu textele originale și le suprapuneam. Ca să salutăm și pe Paul Mălăianu. Și pe Paul Mălăianu, da. Sunetistul numărul 1 din Gorj, să știți. Nu este altul mai priceput ca Paul Mălăianu. Da. Salut și salut și eu pe toți. Trebuie să spun și eu că și eu am avut ocazia să lucrez cu doamna Alice, pe care o salut. Și cu domnul Paul, parcă am imprimat amândoi. Și cu Paul, amândoi. Sigur, amândoi. Da. Am făcut un proiect material. Care a rămas undeva acolo. A rămas undeva acolo, cred că acolo va rămâne. Lasă-l, îl refacem noi amândoi dacă nu l-ai făcut cu... Da. Avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnule. Să trăiți! Bună seara și invitaților dumneavoastră! Bună seara! Hai să trăiești, Nana! Sergiu din Câlnic vă deranjează. Da, Sergiu! Din Câlnic, de la Victorița. Cum? Aș dori să dau o dedicație prietenei mele din Vădân. Și din partea noastră. Cristina Negra. A, nepoata mea. Da. Te bagi la nepoate. Nu mă bag. Băiatul îi face curte, nu? Da. O salut și eu, îi dau și eu dedicație. Și pentru părinții ei, pentru domnul Gigi Negra. Să facă bine, vezi? Așa, pun-te bine, așa. Da. Deci, o dedicație, dedic toată mapa muzicală. Eu zic să nu fie o dedicație și să fie toate cântecele. Toate cântecele de astă seară. Da, și pentru dumneavoastră și pentru invitații dumneavoastră. Și să ai grijă de nepoată mea, că altfel... Ești mâncat. Ai grijă. Pe unde calci, dacă nu te compost cum trebuie, ești terminat. Să știi. Bine, mersi frumos, sănătate, seara frumos. Să nu ieși din vorba nepoatei. Bine, hai, pa. Că ne spune, să știi. M-ai făcut să râd, Vasile. Deci, lângă acești oameni nu poți să stai serios. Nu lângă Vasile? Nu, păi, da. Trebuie să lângă Vasile, că dacă am fi amândoi... Nu ne mai ia nepoata la nuntă. Vorbim cu nașul, cu fiul, da. Vedem ce facem. Nu, dacă nu se poartă el bine, luăm alt ginere. Deci trebuie să se poarte bine. Schimb ginerele. Hai să vedem cine mai cântă. Hai să cânte Vasile o piesă, pentru că el e sărbătorit toată seara. Da, e foarte autentic. Da, și e foarte autentic. Și folcloric. Ești autentic tot timpul, ai fost și folcloric, da, cum spune Nina. Rămâneți alături de noi, dragii mei. Uitați ce am roșit la față să ved. Deci nu pot să mă abțin să nu râd, pentru că ne simțim foarte bine aici în platou. Este o seară frumoasă. Îl sărbătorim pe Vasile Ciobanu și alături de prietena noastră dragă Nina Predescu. Haideți să-l ascultăm pe Vasile Ciobanu și rămâneți alături de piese frumoase. Cât am fost eu militar, grăunță cine ți-a dat, cine te-a mai adăpat? De când tu ai plecat, stau în graș tot supărat. Muzica.
și căutăm poate ceaua pe unde duceam odată. Te așteptam mândră la poartă, acum te știe n-arămată și ține poarta încuiată. Știi că m-am liberat, dă-i murgule cu piciorul, sparge la poartă zăvorul, să mă duc să o iau în brață, să-mi o sărut cu dulceață, să mă duc să o iau în brață, să-mi o sărut cu dulceață. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, mințe de grâu, triticale și orz import Germania, marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. A apărut. A apărut. Este acum pe piață. Trebuie să-l ai și tu. Cel mai nou MP3. 110 piese. Nume mari ale folclorului românesc. De-am ocolit lumea toată și oriunde am căutat. Emil Badea și prietenii, pe compilația Tu ești floarea mea aleasă. Îl asculți și nu te mai saturi. Spun cu drag la oricine că ești floarea mea aleasă. Tu ești floarea mea aleasă. Un CD marca Amy Evans Music. Cei mai frumoși ani ai tăi i-ai dat să fie ai mei. Caută acest CD în toate magazinele de specialitate.
ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele, situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central, liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2, sau la numărul de telefon 0253-211-085. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214, sau pe strada Narcisele, numărul 35. Max, pentru casa ta! Frumos, lasă în urmă tot
tot și-a fost. Na neapoiul meu frumos, lasă în urmă tot și-a fost. Și gândesc ce poate fi, lângă tine mi-aș trăi. Că n-ascult eu și spun unii, ce iubesc în șuda lumii. Au mai nana de al tău dor, de trei ori am vrut să mor. Au mai nana de al tău dor, de trei ori am vrut să mor. Ai venit mai împacat și să mor nu mai lăsat. De-aia n-ascult și spun unii, ce iubesc în șuda lumii. Să faci nana cum ai ști, să vii puiule să vii. Săracă sare luna, sărutăța-și nana cura. Mă ajuge că lumea-n față, tu îmi dai poftă de viață. Că ești doar și nu mai dor, ce iubesc în șuda lor. Mă ajuge că lumea-n față, tu îmi dai poftă de viață. Că ești doar și nu mai dor, ce iubesc în șuda lor. Minunați! Sunteți amândoi. Mă bucur că ați fost astă seară alături de mine. Nu mai putut să faci așa ceva cu câte cu acesta. Nu puteam să mă abțin. Am văzut. Da. Vorbim ce a făcut? Ia spune, spune tu ce a făcut. Vorbim după emisiune. Vorbeam în pauză cu Nina Predescu despre un... ne-am luat, ne-am întâlnit ne-am cântat împreună evenimente și ne-am adus aminte de domnul Mircea de la Fărcașul. Te salutăm, domnul Mircea. A fost o distracție frumoasă și când am fost împreună și când am fost singură. Dar nu mai știu pe unde, pe la Golumbu, pe parcă acolo, da. Ne-am întâlnit, da, vorbeam acum că evenimente frumoase au fost și sunt la care am participat și la care, da, cine nu crede să ne vadă, să ne cheme. Pe viu. Să ne cheme, așa, să ne vadă pe viu. A fost un spectacol de neuitat acolo și numai acolo, pentru că, așa cum vedeți, trebuie să-i chemați și pe Vasile și pe Nina, la, bineînțeles, și pe mine. Da, de ce nu pe toți trei? Da, la toate evenimente. Uite, și Nea Sabin vrea, cameramanul nostru, vrea și el să meargă, și Maria, toată lumea merge, venim în... Toată echipa. Ca toată să iese nunta bine. Eu zic să începem cu nepoată ta. Da, cu nepoată. Așa, așa să ne iasă cântăm și... Să vedem că nu m-am... Să vezi ce nuntă ca lumea o să vezi ce nuntă facem. Dacă nu-i, da, o place, să nu ne dea niciun bani. Da. Eu ce să spun, mă bucur că am avut onoarea și plăcerea să fiu, să devin prieten cu voi și pe mine personal m-ați primit așa în cercul vostru și în prietenia voastră și pentru am ajuns... că ai fost un copil cu minte, n-ai fost ca alții care au luat tot ce a fost mai prost de la soliștii cei mari și s-au dus și au cântat toate bazaconiile ce cântam noi pe la nunți și pe la distracții, să amuzăm lumea, i-au luat-o de bună. Majoritatea dintre tineri interpreți și au greșit. Ba, mai sunt și care ne-au mai luat piesele și le-au pus Ei, hai să nu exagerăm acum. Hai să vorbim fiecare de noi. Și așa mai departe. Gata, vorbim de noi. Tu ai avut piesele tale și n-ai luat Nu am luat de la nimeni și, bine, până la urmă, dacă se ia cu acord și cu accept, e altceva, dar... A luat. Nu vreau să intrăm în... Vreau să spun că vă mulțumesc pentru... Că le-au plăcut piesele și s-au regăsit în ele, în piesele mele, în cântecele mele. Mă bucur din suflet. Hai cântece frumoase, mai Vasile. Și voi ați luat. Toți ne inspiră. Cântece frumoase, Vasile. Acum ce să mai... Asta e și Nina, nu mai vorbim că ea este și un creator foarte bun. Ia luat. Nina Predescu creează foarte frumos. Așa este. Și mie mi-a creat câteva piese și când am văzut că le creează atât de bine, i-am luat un caiet. L-ai subtilizat. Ca să nu-l mai cer. Și m-am întâlnit la o înregistrare și că parcă cântecul ăsta l-am creat eu pentru mama.
Pe ce, pentru muma, dar n-am specificat care. Da. N-am specificat care, poate pentru muma ta, pentru muma mea. Nu, era pentru muma mea. Uite, tu ai luat linia melodică mai dinainte, poți să ieși pe la Cireșul de la Dungă. O să-l iau pe acela, vezi? De mult i-am pus gândul. Și tot ce-ți place de la mine, poți să iei. Mulțumesc. Acum, între voi aveți o prietenie de o viață, ar fi și culmea să vă mai supărați acum pe când. Ne-am supărat, am supărat 7 ani. Aoleu, nu vreau să aud. Nu spunem de ce cauză, că nu spunem, da. Nu vreau să aud. Unii știu. Nu vreau să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Da. Bine, hey, a stat așa supărat. A fost, știi, din ce cauză ne-am certat? Pur și simplu a fost lipsă de comunicare. Ei s-a întâmplat ceva, eu nu credeam, mie nu mi-a venit să cred că nu răspundea la telefon, hai, nu te mai justifica, la un spectacol și uite așa a rămas și ne-am răcit. Da, uite, vezi că cum se spune, dragostea adevărată între ghilimele mele și vă unește cântec. Așa uite este. Că prietenia voastră de o viață a ieșit la suprafață. Mi-amintesc că la Curtea de Argeș și când am revenit amândoi, au fost, nu exagerez, cred că au fost 3-4 mii de persoane. Zi tu cu gura ta, cu conștiința ta. Da. Dacă eu nu insistam nici în ziua așa de azi. Așa este. Păi, el este vărsător. Vărsătorii sunt... Pe cât sunt de generoși, pe atât sunt de încăpăținați, de orgolioși. Foarte orgolioși. Da, uite, da, din da, vorbă în vorbă... Având 3 vărsători lângă mine, știu acest lucru. Da. Ajunsărăm în emisiunea mea să afle lumea și de și da, micii... Să știi că este frumos să te destăni în emisiune pentru că te golești de unele sentimente pe care da, oamenii, le porți. Oamenii vă iubesc și... Pe asta așa și, este. Și să știi că datorită publicului am hotărât să reluăm activitatea noastră pentru muzicală, că noi de fapt da, ca noi, și prieteni eu știu că v-ați sigur că da, noi da. Am, în acest timp am și înregistrat separat, individual 2-3 albume și chiar dacă nu ne vorbeam eu cel puțin mă informam mereu despre el, el este mai încăpățânat. Vă țineați amândoi așa mândri, mergeați unii pe lângă altul. El a fost, să știi că eu tot timpul am fost mai înțeleaptă și am încercat de mai multe ori. Păi de obicei femeile mai au... Noi bărbații suntem orgolioși. Da, cocoșii din voi. Iar tu ești o fire, Nina, împocitoare și... Și calm așa, cel puțin, nu știu, nu mi-aduc aminte să te fi văzut vreodată nervoasă. Dacă sunt nervoasă, stau acasă, nu mă manifest în fața oamenilor. Uneori nu e prea bine să fii nici atât de pacifistă. Da, că te ia lumea de prost. Da. Așa e. Ce să spun, timpul trece foarte repede și ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii. Următoarea întâlnire va fi la Casa Amintirilor, nu? Da, la Casa Amintirilor. Am hotărât, am tine, spus lucrul acesta, acolo, că măcar o dată pe sezon. Am mai făcut o emisiune extraordinară la, cu atunci de Sfântul Nicolae. Domnica. Foarte frumoasă. Următoarea va fi... Câte reacții au fost după acea emisiune? Hai să spun, dezvăluim pe următoarea, pentru că am o persoană foarte dragă la Râmnicu Vâlcea și care deja mi-a dat acordul, va fi Nineta Popa, invitată la mine la Casa Amintirilor. Și mai trebuie să vină și Nineta Soare și Petrică Mățu, că n-a fost și n-a văzut Casa Amintirilor. Eu îmi doresc din toată inima să facem niște emisiuni frumoase, pentru că așa cum am spus la începutul emisiunii. Și știi cine mai poate, cine mai vrea să vină, doamna Elena Pădureș, dorește enorm să ajungă la Casa Amintirilor. Ne-a spus într-o emisiune și o să cu mare drag. Eu împreună cu colegii mei de aici de la Accent TV o să venim și facem emisiuni cum am început acolo frumos. Pentru că mi-este drag să facem lucruri care să rămână peste timp. Că noi suntem trecători, dar lucrurile astea frumoase rămân. Așa este. Încă o dată, Vasile, tot binele din lume, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc pentru invitație. Să știi că eu în provincie merg foarte rar la televiziune, dar pentru că te prețuiesc, îmi ești prieten, în Gorj n-am venit decât la tine, la domnul Șerban și la Codruța. Mulțumesc din suflet și sper că și în viitor să... Cu cea mai mare plăcere. Să accepti invitațiile noastre și să vii aici oricum la Accent TV. Voi doi veți fi primiți. Vreau să-i mulțumesc oricum și domnului Nae Băloi pentru toate invitațiile pe care mi le-a făcut de-a lungul anilor. Să știi că este un om deosebit. Îl respect. Altfel nu eram asociat cu el. Așa este, respect foarte mult și îmi pare rău că nu i-am adus astă seară cântecul preferat. Am și eu un băiețel, deci trebuie să mai mă chem. Data viitoare te chem și îl cânti. Bine, are o familie extraordinar de frumoasă. Salutăm, o doamnă deosebită și familia și băiatul aștept să-l cunosc la nuntă, o să-i cânt. Da, îi salut și eu pe toți și pe doamna Angi și pe Bobiță și pe soția lui Bobiță și pe toată familia lui domnul Nae Băloi.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă pe final mai aveți să mai dedicați ceva, nu că vorbi astă seara de numai... Da? Îi tot urez la mulți ani de vreo săptămână. Pe toate canalele. Toate canalele televiziune. Ne dorim să vină mai repede vremea frumoasă, să ne întâlnim, să mai facem emisiuni faine, pentru că acum pe timp poate rece facem în grădină, e mai greu. Dacă e frumos. Da, eu trebuie să spun că am venit înainte de emisiune, am fost puțin ploat, că am venit repede așa de la Râmnicu Vâlcea, am fost la un spectacol unde acolo. Unde trebuia să fiu și eu și din păcate n-am ajuns. Datorită drumurilor și asta n-ai mai ajuns, dar sincer, am venit cu așa pe drum întins și din cauza drumului alunecos era să... Doamne ferește! Am început să mă... Da, Doamne, să mă plimb puțin pe... Ai ajuns. Da. Vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de noi. Le mulțumim și tuturor celor care au fost în fața micilor ecrane și le promitem că nu o să-i dezamăgim niciodată. Doamne ajută, așa să fie. Dragii mei, Emil Badea, realizatorul emisiunii Tezaur de Folclor din fiecare seară de joi de aici, de la Accent TV, vă spune la revedere, vă doresc o seară frumoasă, deci nu mai pot. Astă seară am avut doi invitați de pomină, artiști adevărați. Vă fac oamenii să vă bine dispuneți, încât nici nu vă dați seama. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o seară frumoasă și rămâneți alături de Vasile Ciobanu și Nina Predescu. Și-am trăit amândoi și oare cât aș încerca, și-am trăit nu pot uita. Și oare cât aș încerca, n-am să uit dragostea ta. Ține-nă-nă tainuit, locul unde ne-am iubit. Unde ai stat pe mâna mea, să nu știe lumea ră. Unde am stat pe mâna ta, cât trăiesc nu pot uita. Port în gândul meu să-ți aud dulcile glase, doar atâta mi-a rămas. Ascultă mândruța mea și ce spune inima. Inimioara plânge-n tine, nu mai pot să fii cu mine. Ascultă mândruța mea și ce spune inima. Plâng și eu și ea ce dori, ce uita Panamă. Asta-i nașul care-mi place, nașule, că nu-ți spune tot ce face, nașule. Asta-i nașul care-mi place, nașule, că nu-ți spune tot ce face, nașule. Hai la voră, hai de-ți place, lângă nașul să te joace. Hai voră, hai de-ți place, lângă nașul să te joace. Nașul știe să trăiască, nașule, și pe nașa să iubească, nașule. Nașul știe să trăiască, nașule,
dar și mândre să iubească nașule. Ai la oră, ai de-ți place, hai cu nașul să te joace. Ai la oră, ai de-ți place, lângă nașa să te joace. Ăsta-i nașul care are, nașule, și bani mulți și nașă tare, nașule. Ăsta-i nașul care are, nașule, și mândruță și parare, nașule. Ai la oră, ai de-ți place, lângă nașul să te joace. Ai la oră, ai de-ți place, hai cu nașa să te joace. Dă nașule de băut, nașule, că ți-am cântat cum ai vrut, nașule. Dă nașule de băut, nașule, și-apoi vină să cețuc, nașule. Opa, opa, hai de-ți place, hai cu nașul să te joace. Hai în oră, hai de-ți place, lângă nașul să te joace. Mândra mea de peste munte, cu legătură pe frunte. Mândra mea de peste munte, mai trage sfărul pe frunte. Mulge piatra la cercei, că m-a nebuniși cu ei. Că m-a așa cu găurele, să vă țâțele prin ele. Sara că răsărie luna, umblu nană că nebuna. Nu am somn și nici o gină, până nu mă acuși pe mână. Muncile îl ocolii, nană dă nu ce găsâi. Gila nigoiești la palta, să nu ce găsească alta. Mândruță, din Nicoiești, spune-mă cui naiba ești. Mândruță, din Nicoiești, spune-mă cui naiba ești. Dar cui nană să fiu, că numai pe tine știu. Și unul cu mostășoară, care m-a băgat în boală. Spune mândră ce-ai făcut, de nu poți să ce mai uit. Spune mândră ce-ai făcut, de nu poți să ce mai uit. Ți-am făcut cu busuiocul, să nu știi unde ți-a locul. Și pe ală cu mostășoară, l-am făcut de doar să moară. Hai lumine ca ce vine, mândrosă ce vezi cu mine. Treci de alul la manovăț, la iubiță ce-nvă. Am soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine, pentru că folclorul
dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.